Bine v-am găsit, sunt Florentin Gheorghe, realizatorul emisiunii De vorbă cu proful de română și v-am promis invitați și discuții din diverse domenii, așa că astăzi vreau să intrăm puțin în domeniul artelor și anume în arta cântului vocal și o am alături de mine pe doamna Adela Nae, profesoară de canto la Școala de Arte Octave Nigărescu din Târgoviște și la Liceul de Arte Bălașa Doamna din Târgoviște. Doamna profesoară, este o onoare. Bună ziua, Florentin! Bună ziua tuturor! Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație. Noi ne bucurăm, este o onoare, așa cum am zis, să vă avem alături de noi. Sunteți o profesionistă și ne bucură faptul că putem să aflăm lucruri interesante din acest domeniu al muzicii de la dumneavoastră. Aș începe discuția prin a vă întreba ce înseamnă canto și dacă este o diferență între un profesor de muzică și un profesor de canto. Sigur, încep prin a-ți răspunde ce înseamnă canto. Canto înseamnă cânt vocal. Vocea este considerată ca și pianul și chitara un instrument unde se încep lucrurile tehnice ca la instrument, cu arpegii, cu game, când încercăm să facem performanță, până la repertoriu. O citesc pe din cartea doamnei Mariana Luca, un citat în care spunea: vocea este un instrument care se construiește odată ce începi să cânți la el. Este foarte frumos pentru că, în general, muzica construiește omul frumos, dar vocea, muzica vocală, cred că descoperă noi niște trăiri aparte și construiește tânărul mult mai frumos, pentru că vocea este în noi și face parte din noi și exprimă emoții, trăiri, tristețe, bucurie și emoții aparte pe care nu le poate trăi oricine. Aș face așa o trecere în revistă a ceea ce înseamnă de unde a plecat. Prima dată a fost vocea, pentru că omul, prin voce, și-a exprimat anumite trăiri. Alături de acest lucru, în timp, evoluția a fost destul de îndelungată, a început să, pe lângă trăirii și vocea vorbită, să articuleze. Mai târziu, a fost un tratat de muzică în secolul 6 înaintea erei noastre, în care atunci au început să se ramifice sau să se clasifice vocile, după care, făcând teologia, știi, a fost David, care a început să compună și să cânte, dacă nu mă înșel, chiar și la harpă, dar compunea psalmi. După care evoluția spectaculoasă a fost în secolul al XVI-lea, al XVIII-lea, unde atunci a avut loc bel canto-ul. Ca să explic puțin ce înseamnă bel canto, este muzica italiană, unde acolo a luat amploare virtuozitate, cadențe solistice, o suplețe, o frumusețe aparte a vocii. Aș da câteva exemple: Donizetti, Bellini, pentru cei care sunt mai aprofundați în studiul cântului vocal, după care s-a dezvoltat și școala germană, un pic mai dură decât școala italiană, școala rusă. Și aș pomeni, nu intru în detalii, că sunt lucruri mult prea, despre școala românească, unde primele încercări au fost în secolul al XVII-lea și în secolul al XIX-lea, începutul secolului al XIX-lea, au început să apară primele intenții de operă, de muzică vocală profesionistă și primul reprezentant sau întemeietor al școlii a fost Gheorghe Ștefănescu, care a fost și profesor de canto și el a fost cel care a întemeiat școala de cânt în România. Diferența între, ca să-ți răspund și la a doua întrebare, este canto, pian, vioară, înseamnă instrument, de aceea și la examen de titularizare sunt două categorii speciale, separate de, se numește educație muzicală specializată, unde subiectele sunt aparte față de educație muzicală simplă. Pe educație muzicală simplă îți trebuiesc noțiuni mai multe de teorie, pe când în canto îți trebuie obligatoriu, sau pe educație muzicală specializată, obligatoriu un instrument principal. În cazul meu a fost canto,
E o poveste mai lungă și aici, pentru că ca în toți trebuie licență, pentru că se predă la liceu și e un pic mai dificil. Dar e o diferență între canto și educație muzicală. Dumneavoastră predați canto clasic. Ce presupune această tehnică? Predau canto clasic. Nu predau numai canto clasic. Nu? Nu. Deci am aproximativ 16 ani de când predau. Am plecat... Am terminat Facultatea de Pedagogie Muzicală în București, am făcut modul de, tocmai ce ți-am răspuns la prima întrebare, de canto, care nu m-a ajutat absolut deloc și am avut șansa să intru la Școala Populară de Arte, unde încă mai sunt. Acolo am predat muzică clasică și muzică ușoară, dar și muzică populară. Cu timpul am simțit că îmi place ceea ce fac și predând și educație muzicală simplă. M-am gândit să fac Facultatea de Interpretare Canto la Universitatea Gheorghe Dima din Cluj-Napoca și nu de mult m-am titularizat la liceul, cred că de 3 ani, la Liceul de Arte Bălașa Doamna din Târgoviște, predând canto clasic și puțin canto popular. Ce presupune acest lucru? Ca și tehnică, pot spune că este aceeași în toate genurile. Diferența este, o face doar, adică poziția, sunetul, totul trebuie să fie în față, nici de cum în spate, să simți sunetul în sinusuri, pentru cine înțelege, în sus, da? Totul să se reproducă în față, nici de cum sunetul, cum zicem noi cântăriți, în spate. Aceasta trebuie supravegheat și o să mai revenim că puțin mai încolo să-ți explic și lucrurile acestea. În muzica ușoară și muzica populară, sunetul este puțin pe zâmbet, mai deschis, ceea ce în muzica clasică totul se face pe verticalitate și mai vibrato. Dar sunetul, poziția este la fel în toate genurile, inclusiv respirația care se folosește, dar cred că o să revenim și asupra acestui subiect. Pe lângă canto clasic, ce alte stiluri de canto mai există? Canto popular tocmai ați amintit, nu? Da. Deci, muzica ușoară, unde și aici se diferențiază pop, dance, lucrăm muzică ușoară românească, internațională, nu lucrez foarte mult cu rock-ul, decât ușurel, balade, muzica populară, unde la fel sunt stiluri de... lucrăm în zonă și din afara zonei, din zonă sârbe, hore și doine și balade, în funcție de program, mai ales la Liceul de Arte. Muzica ușoară se lucrează în principiu și cu partituri, dar mai mult după negativ. Muzica clasică, obligatoriu cu corepetitor. Vorbesc acum cum se studiază la Școala de Arte și acolo uneori cu negativ, dar examenele și tot ce ține de canto clasic se dau cu corepetitor. Doinele și baladele, în schimb, se cântă a capela. De aceea este nevoie de o suplețe și de o claritate și de o limpezire a vocii aparte în stilurile care nu sunt deloc comode. Și muzica clasică, de aici este nevoie de studiu, de partitură, de un ambitus mai lărguț și un gen un pic mai complicat, unde noțiuni mai aprofundate și de teorie. Am înțeles. Și acum, pentru că ne-am elucidat puțin ce înseamnă canto, aș vrea să vă întreb pentru cineva care stă acasă și se uită la noi sau pentru cineva care poate și-ar dori să cânte, cum îți poți descoperi talentul? Cum știi dacă ai talent? Dacă ai voce, se spune, are voce sau nu are voce? Cum poți să descoperi lucrurile acestea? Da, chiar mă gândeam cum poți să descoperi acasă, așa, cum poți să descoperi talentul? Este foarte greu. Cred că de multe ori ne-am surprins fiecare dintre noi cântând la căsică, cântând sub la duș, cântând la un karaoke, la o petrecere și poate nu avem întotdeauna limpezimea de a ne fai, sunt bun și așa voi fi. Nu, adică nu avem siguranța că ceea ce facem este corect. Nu ne confirmă cineva exact, că ce exact, facem, facem bine. Tocmai acolo vreau să ajung. Adică în momentul în care crezi că ai talent, îți place ce te auzi, următorul pas ar fi să te îndrepți către un profesionist care să ți spună, da, este bine ceea ce faci și aici, în funcție de talentul pe care îl ai și de muncă, perseverență,
să crești de la o școală de arte către, către mai sus. Liceu, facultate. Prin urmare, nu știu, poate toată lumea să cânte? Bine, de putut cred că poate. Acum depinde la ce nivel sau ce vrea să facă cu această... Exact, da. Așa, printre picățele ți-am mai răspuns. Sunt niște nivele de studiu. Eu am lucrat cu mai multe categorii de copii. Primii sunt care vin de plăcere la Școala Populară de Arte. Acolo copii foarte buni se opresc la acest stadiu pentru că nu pot face mai mult de atât, după care copiii talentați cu un dar aparte îi îndrum către liceu de muzică și sunt foarte mulți care au pornit pe acest drum. Și de acolo ori rămân cu liceu de muzică, ori mă merg către mai departe spre facultatea de muzică și acolo înseamnă performanță, multă muncă. Chiar n-aș putea să mă abțin să nu spun că am doi elevi care sunt mândră de ei. Au niște performanțe la Universitatea de Muzică din București, la Canto Principal, anul al doilea de studiu, Manole Cosmin și Ștefania Voicu. Și, dar prin muncă au realizat să ajungă chiar sus. Deci se poate. Dar sunt niște pași. Da, cu siguranță. Și în orice domeniu sunt niște pași pe care trebuie să-i parcurgi și cu seriozitate. Da, aș mai spune ceva. Mă refer la voce. Vocea este o chestie pe care trebuie, dacă nu ai, nu ai ce să lucrezi. De multe ori chiar mai vorbeam și cu colegii și un pian, un vioară, o chitară. Dacă muncești, te poți dezvolta. Că prin muncă poți să realizezi chiar și performanțe. La voce nu. Adică vocea trebuie să existe acolo, darul acela. Da? Să îl ai. Pentru că până la urmă vocea este un dar de la Dumnezeu. Și dacă nu-l ai, nu ai ce să lucrezi. Am avut într-adevăr câțiva elevi, îi număr pe degete, care de la un auz foarte slab, o voce foarte, dar cu multă răbdare, am reușit să-i duc, nu către performanță, dar pe un drum un pic, dar este o muncă foarte... Și nu știi dacă drumul se duce sau se oprește. De asta zic că trebuie să ai, să ai acest dar. Vocea este un dar. Cât contează talentul și cât contează munca în... Da, aici aș cita pe marele compozitor George Enescu, care spunea nu știu, cel puțin în artă consider eu că 30% este talent și 70% muncă. Și cred că prin acest lucru am răspuns la această întrebare. Deci este foarte importantă munca. Munca și în canto este nevoie de intuiție, mai ales din partea profesorului, pentru că canto este senzație. Nu lucrăm ca la instrument, atingem clapa și sună, se duce sunetul acolo unde trebuie. Trebuie prin anumite comparații induse să-l facem pe elev să gândească unde trebuie dus sunetul. Și este un pas, adică un prag destul de dificil, dar este frumos. Și trebuie intuiție, răbdare, muncă și din partea mea și a elevului, dar este frumos. Ați spus despre niște elevi pe care i-ați avut, care se spune că nu beneficiau de un talent foarte mare, dar prin muncă au ajuns la un nivel decent, să spunem așa. Exact. Dar ați avut și situația opusă, în care ați avut copii poate foarte talentați, dar care nu munceau deloc și atunci rezultatele nu au fost cele pe care și le doreau. Exact, au fost. Deci toate cazurile se pot întâlni. Sunt ceva de când lucrez și m-am confruntat cu toate tipurile. Adică la cei talentați care, e clar că au fost problema muncii. Iar la cei care sunt mai puțin talentați, chiar pomenindu-l pe Cosmin Manole, mi-a fost elev la Școala Populară de Arte, de acolo a debutat, ca și mine de altfel. Am fost mai întâi eleva domnișoarei Luca la Școala Populară de Arte, 20 ceva de ani, după care am, îndrumându-mă, încurajându-mă, am reușit să merg către conservator. Și datorez foarte multe pe această cale. Cosmin a plecat din Școala Populară de Arte, a vrut să dea admitere la Liceul de Arte Bălașa Doamna. Fiind timpul foarte scurt, nu am avut timp, nu a fost posibilitatea să lucrăm pe canto clasic, având o voce bună. Am intrat la canto popular.
evoluând, wow, hai să-l transferăm la canto clasic. Și în clasa 10 a dat o diferență și a intrat la canto clasic. Evoluția a fost spectaculoasă. Un băiat extraordinar de muncitor îmi venea cu partiturile pe note studiate, pe din afară, de la o săptămână la cealaltă. A fost un model și pentru mine, dar și pentru generațiile care au urmat și mereu îl dau exemplu, atât pe el cât și pe Ștefi. Și drumul lui a fost frumos, a muncit și acum este student. Dacă o să am ocazia, o să-ți arăt niște registrări. Da, da, da. Chiar foarte frumos. Bucuroasă pentru ei. Este necesar ca un solist vocal să cunoască și vreun instrument? Oh, da. Oh, da. Da, pentru că instrumentul, chiar dacă faci muzică ușoară, orice gen ai aborda, te ajută foarte mult un instrument. Canto, studiul acestui instrument, se începe destul de târziu. După cum știți, la liceu studiul începe în clasa 9, canto clasic și canto muzică populară, doar atât. Uneori, cu mici excepții, la școala populară de arte mai iau și copilași mai mici, dar nu pot spune că fac canto. E ca un fel de instruire vocală, iar cei care împlinesc vârsta de 11-12 ani și sunt talentați, intrăm către liceu și atunci este bine pentru ei ca să nu fie timp atât de scurt pentru pregătirea, admiterea la liceu de arte. Și am timp să-i pregătesc suficient. După care mai întreabă-mă o dată, te rog. Dacă e necesar să cunoască da, și da, instrumente. Da, asta, plecând de la ideea că se face mai târziu canto, în primii ani este recomandat chiar să se facă un instrument, pentru că instrumentul te ajută fiind micuț la un solfegiu bun, la un auz bun, la un simț ritmic foarte bun și când deja ești cântăreț sau vrei să mergi pe acest drum, ai o bază care te ajută foarte, foarte, foarte mult în... Și ținem cont că vocalizele se fac doar cu instrument și dacă nu știi puțin un pian, n-ai nici cum să-ți întreții vocea, de aceea chiar face foarte, foarte bine. Da, mă gândesc și la niște cântăreți care sunt în vogă astăzi, de exemplu Delia, știu că ea cântă la flaut, sau da, Paula da, da, Selling, da, la pian. Da, a terminat conservatorul Paula Selling acum câțiva ani la pedagogie. Cu Delia am fost colegă de facultate. Serios? Doar un singur an, da. Ea a intrat la pedagogie, era pe canto secundar la prima facultate la București și da, am fost colege. După care, din câte știu, ea s-a transferat, fiind în NND atunci, da, da, da. Așa, s-a transferat a prins un tren unde s-a putut transfera la distanță, ceea ce nu mai este acum și cred că a terminat acolo, da. Deci are studii muzicale și de el. Cum se pot clasifica vocile de femei și vocile de bărbați în funcție de, nu știu, de timbru, de, sau cum se clasifică și în ce... Da, cred că necesare sunt timbru și ambitusul. Ambitusul înseamnă întinderea vocii. Dacă vorbim de muzică corală, este mai simplu. Deci există voci de copii, voci de femei și voci de bărbați. La vocile de copii este simplu că se cântă omogen pe aceeași voce sau uneori pe două, trei voci, dar se numește cor de voci egale. La doamne, la femei, sunt soprane, mezzo-soprane și altiste. La bași, la bărbați, sunt tenori, care sunt cele mai înalte voci, baritoni și bași. La vocile profesioniste, ramificarea se face un pic mai în detaliu, adică putem vorbi de voci de soprană, de coloratură, unde sunt foarte înalte, regina nopții, lacme, soprane lirice, lirice lejere, spinto, dramatice, da? Deci se intră un pic în funcție de tipul de voce, da? De timbru, de ambitus, se face o altă la fel, mezzo-soprane, sunt și contra-altul, vocile foarte grave, tenori, lirici, dramatici, la fel și bași, și bași profunzi. Da? Contratenori, nu? Și contratenori, da. Pentru anumite roluri sunt mult mai în amănunt. Am înțeles. Vreau să continuăm această discuție și incursiune în arta cântului vocal imediat după un scurt moment de publicitate. Revenim. Am revenit. Suntem alături de doamna profesoară Adela Nae, profesoară de canto
și discutam câteva aspecte tare interesante din acest domeniu. Doamna profesor, aș vrea să vă întreb acum dacă aveți câteva sfaturi pentru cei care vor să se apuce de cântat. Sigur, sfaturi. În primul rând, este foarte greu să dai sfaturi în cântul vocal. Adică tot ceea ce se face trebuie supravegheat. Ceea ce îi rog eu pe cei care își doresc să facă acest lucru este să-și ia inimioara în dinți și să urmeze un prof, adică să vină la Școala Populară de Arte sau la oricare profesor de cantru pentru a să-i se putea da niște sfaturi și atunci va alege direcția pe care o are de parcurs. În canto se face o respirație specială, adică se lucrează cu diafragma, vocalizele se fac individual pentru fiecare tip de voce și de aceea este puțin greu să dau recomandări fără ca acea persoană să fie îndrumată și recomandat anumit parcurs. Deci, în primul rând, ar trebui, dacă își dorește să cânte, să meargă să vorbească cu un profesor și acolo împreună să găsească... drumul ales în funcție de talent și ce își dorește fiecare să facă. E importantă tehnica vocală? Da, cum să nu. Da. Adică pot cânta și fără să am o tehnică? Deci, problema este așa. Sfaturile pe care le dau elevilor mei este așa. Vocalizele, prin vocalize, se face tehnica vocală. De aceea nu îndrum a se începe studiul pe repertoriu până nu este așezat glasul foarte bine pe vocalize, pentru că acolo așezăm toate vocalele începând de la sunet mut, I, E, O, U până la lucruri complicate, performanțe, game și arpegiu. După ce sunetul este în funcție de progresul făcut de elev, atunci începem un repertoriu în funcție de nivelul de studiu pe care îl are fiecare elev. Sunt și copii foarte talentați. Am avut și în facultate, se numește Tudor Ilincă, un băiat foarte talentat și sunt mulți cu o voce nativă, dar eu recomand și studiu pentru că talentul la un moment dat se oprește și este nevoie să conștientizezi ceea ce trebuie să faci cu vocea ta, mai ales când abordezi un repertoriu dificil. Plus că mă gândesc, cântând fără o tehnică, fără încălzire, vocea se poate, deteriora în timp, nu? Absolut. Corzile, diafragma, totul sunt mușchi. Și în momentul în care obosim sau cântăm neîncălziți, facem febră. Și aici intervine partea de muncă, vis-a-vis de discuția anterioară. Muncă dreptată și cu multă, multă răbdare, pentru că de multe ori le spun tuturor copiilor care vin la mine, în momentul în care vii și începi studiul cântului vocal, trebuie să fii foarte atent ce faci cu vocea ta. Da, pentru că dacă intervine oboseala, intervine răgușala, intervine disfonia, intervine nodul pe corzi și nu te joci, vorba multor profesori, o coardă la pian o iei și o schimbi, la canto nu poți să mai schimbi. Coarda este sensibilă și trebuie lucrat cu foarte multă atenție. Și acum, mutând puțin atenția de pe cântăreți pe melodii, cum ne dăm seama de valoarea unei melodii? După ce criterii? Adică ascult o piesă la radio, pe lângă faptul că îmi poate plăcea sau nu, cum îmi dau seama dacă e o piesă valoroasă? Sunt niște criterii în muzică, cum în literatură. Sunt niște criterii și estetice și în muzică e la fel? Da. Din nou, cred că am putea să ne referim la genuri și calitatea muzicii este și în muzica populară, și în muzica ușoară, și în muzica clasică. La clasică vorbim puțin altfel. În muzica populară, mergând spre doine, balade, genul se complică. În muzica ușoară, la fel, o întindere, un timbru aparte, complică situația, cum sunt vocile mari și muzica veche românească și internațională, că aici vorbesc puțin despre altă problemă, muzica nouă și muzica veche. Sfătuiesc copiii să lucreze mult din muzica veche românească și internațională, pentru că au fost voci mari și întinderile vocilor sunt mult mai
pentru concursuri, așa, cântăm de aproape orice gen, dar muzica ușoară veche mi se pare mai deosebită. Bine, Houston, Celine Dion, cea cu intrăm în... Da, 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 chiar urma să vă întreb. Eu am obișnuit să îi pun pe invitați să facă un top. Și acum v-aș întreba dacă aveți un top personal, puteți fi subiectivă, al celor mai mari cântăreți ai lumii, putem să facem unul la nivel internațional și apoi să restrângem acest top și la nivelul României. Da, internațional, ador Whitney Houston, îmi place Celine Dion, îmi place, aș putea vorbi puțin și de câtva în fiecare gen, muzica românească. Aș vorbi despre muzica ușoară românească. Andra, care îmi place. Îmi place Tudor Chirilă. Îmi place Horia Brenciu. Muzica populară, genurile vechi, Ileana Sărăroiu, Ileana Constantinescu, Maria Tănase. Muzica clasică, voci mari au fost Maria Callas, Angela Gheorghiu, mai actuală, plăcut surprinsă sunt de Tudor, nu de Tudor, Alfredo Pascu, care este profesorul de canto lui Cosmin Manole la București, tocmai l-am ascultat la Independența cu vreo 2 săptămâni și mi-a plăcut foarte tare, bine, are și înregistrări pe YouTube. Alin Stoica, tot așa un bun tenor, care cântă la Opera Națională din București. Elena Velicu, care este o soprană din Găiești, o voce foarte bună, tânără, actuală. Mariana Nicolescu, sunt mulți. Sunt mulți. Am dat doar câteva exemple. Da, da, da. Care sunt stilurile muzicale, cele mai cunoscute în România sau, nu știu, cele mai cântate, abordate în România? Da. Cele mai abordate, aș putea spune, din punctul meu de vedere, lucrând cu copiii din toate... Exact, și vedeți exact, și înclinarea lor. Da, pentru că la școala de arte vin copii din toate liceele și din tot județul. Și eu am un principiu la mine, la clasă, se cântă ce... Bine, țin foarte mult cont și de plăcerea lor, că nu pot să le impun o muzică ușoară, cânte doar ce vreau eu, dar să cânte doar ce vreau eu, dar țin cont foarte mult să le placă și lor piesele. Da. Pop. Uh-huh. Rock. Am avut și câțiva elevi, dar foarte greu să lucrez cu stilul rap, pentru că practic nu prea cânți. Am avut muzică populară, clasică și chiar mă bucur că când pot să-i îndrum către liceu, pentru că au un alt drum și un alt mediu de desfășurare unde se canalizează cu un gen mai frumos și cresc mai frumos din punctul ăsta de vedere. Și bineînțeles manelele, lăutăria, care sunt, de ce să nu recunosc un pic printre... Dar între muzica lăutărească și manele e o oarecare diferență, nu? Da, este o diferență, în primul rând de text, în al doilea rând de... Aș rămâne puțin pe... Chiar și George Enescu a avut ca influență muzica populară, muzica lăutărească, a avut foarte mulți prieteni lăutari, de unde s-a și inspirat. Însă muzica manele, nu intru în detaliu foarte mult, că n-aș vrea să... Da, da, da. Da, este o muzică la origine orientală, turcească, care, din păcate, cred că a fost modificată puțin, mai ales mesajul, textul, și datorită acestui lucru mi se pare că este o muzică comercială care, posibil în timp, să se șteargă ca multe alte genuri. Da, da, da. Dar pe lângă text, nu știu, mă refer poate la linia melodică, e prea simplificată, da, sau ce o face? Da, că da. Mulți când au, sau mulți specialiști, mulți profesioniști, când au de manele, trec peste. Mă gândesc, sunt și aspecte pozitive, poate, sau sunt maneliști, au voce?
Unii chiar au voce, dar sunt floricelele specifice acestui gen care nu oricine le poate executa. Mi-aduc aminte de un profesor din conservator care spunea că maneaua este un motiv, motiv înseamnă două, trei fraze muzicale repetitive și practic nu are diversitate și tot repetându-se motivul acela muzical este ca picătura aia chineză, asta nu te ajută să crești pe lângă textul care nu este modificat din ceea ce a fost la origini și ce s-a transformat. Da, eu nu ascult manele. Am înțeles. Sunt mai multe stiluri muzicale, le-ați amintit, da, care se cântă și pe care și tinerii le cântă și le ascultă astăzi, dar mă gândesc că muzica populară românească este cea specifică României. Poporului român. Care sunt particularitățile acestui gen în mare, așa? Da, sau particularitățile. Este mult de discutat aici, cred că ar fi să ne mai întâlnim o dată să discutăm și despre muzica populară, folclorul românesc. Într-adevăr, are anumite particularități. Ceea ce spun, ce pot specifica astăzi este atât și poate în altă ocazie o să dezbatem acest subiect. Sunt melisme, ambitusul la sârbe, la hore este, ca să nu intri în origini de unde a plecat folclorul, adică este mult de discutat aici. Ambitusul la sârbe și la hore este destul de restrâns. Repet, doinele și baladele se cântă fără acompaniament și aici este vorba de o strălucire a vocii, o limpezime, o claritate, o dicție, o intonație perfectă pentru a fi cât mai bine interpretate și în rest, poate ne mai întâlnim și discutăm. Este într-adevăr foarte mult de discutat. Folclorul este o altă ramură și este foarte amplă. Am văzut că mulți dintre cântăreții actuali, sau Andra, de exemplu, da, s-a îndreptat către folclor. Probabil se și potrivește foarte bine. Da. Și cred că și prinde rândul oamenilor. Da, poate puțin stilizat, bine. Mă gândesc. Da, și prinde bine. Se spune că cine știe să cânte muzică clasică, cântă orice gen. Dar să știi că trebuie să știi să cânti și folclor și muzică ușoară, chiar dacă ai făcut muzică clasică. Adică e un pic diferit. Poziția, mă repet, este aceeași, dar deschiderea... Dar sunt care știu. Dar un cântăreț de muzică populară poate cânta muzică clasică? Adică știu că vin anumite inflexiuni Da, bună întrebare. Chiar acum am gândit dacă cumva ar exista, ceea ce nu-mi vine în cap niciun model de interpret de muzică invers, populară. Invers, da. Dinspre da, clasic, da, dintre da, canto, da. Canto clasic către către populară, popular, da. Pentru dezvoltă altă întindere, altă... Avea profesoara mea de canto vorbă, cine cântă doină poate cânta lead. Pentru că doina și balada au atâtea dificultate în interpretare și în întindere aproape ca un lead. Am înțeles. Deci nu este comod. Cum pot tinerii să se afirme astăzi în domeniul muzical, unde e atât de multă ofertă? Cum, nu știu, ce sfaturi le dați elevilor dumneavoastră, de exemplu, care vor să reușească, iată, în muzica ușoară sau în muzica clasică? Da, destul de dificil a pătrunde în muzica ușoară. Acolo... Puțin dintre ei am avut și aici câteva exemple. Un băiat care acum cântă la Vama Veche, dacă nu mă înșel, a fost trupa veche, Vama Veche, se numește Bogdan Olaru. Șansa lor minimă este de a participa la anumite concursuri și a fi promovați pe această latură, muzica ușoară, la fel și populară. Recomandarea mea, studiile. Adică îi îndrum către... Pentru că muzica ușoară poate fi de moment. Vocea poți să o ai pentru moment, după care se întâmplă ceva cu ea și rămâi. Este foarte sensibilă. Odată cu vârsta nu mai ai, pentru că se pierde agilitatea, strălucirea, e coardă și te lasă, ca și mușchiul. Și de aceea îi îndrum pe copii către studii superioare, haideți la liceu, se poate și fără liceu. Și aici am avut două exemple de două fete care au terminat Carabela. Una dintre ele a terminat, e la master sau a terminat chiar masterul la Universitatea Națională, cealaltă canto la București.
făcând liceul de Carabela și au continuat către muzică. Deci se poate. Dar studiile sunt studii... Ține oarecum și de noroc, mă gândesc. Da, da. Fiecare să te găsească un om potrivit și să te aprecieze. Sigur că da. Și fiecare profesor își are rolul lui în viața elevului. Pentru că sunt profesori care te pot încuraja, profesori care nu. Și dacă nu întâlnești oamenii potriviți la locul potrivit, te pot pierde. Da, poți rămâne în anonimat. Exact, exact. Acum depinde și ce principii ai, că mă gândesc și să te compromiți prea mult și să cânți anumite genuri pe care ți le impune o casă de discuri sau ceva. Corect. Doar de dragul de așa. Corect. Cred că aici intervin mult mai multe variabile. Trebuie și manager, este complicat. Adică mi se pare un pic mai bine învăț, studiez, fac performanță, mă duc, fac o facultate de muzică și muzica ușor o pot face paralel și cu orice altceva. Adică e un hobby care... Și acum, că vorbeați de tehnică, nu știu, ce exerciții de respirație sau ce vocalize recomandați, nu știu, începătorilor? Iar revin. Primele ore de canto pe care eu le am cu elevii, le explic respirația. Respirația se numește în cânt costodiafragmatică și la fiecare respirație, inspirație și retenție, în momentul în care țin, eu sunt cu mânuța pe diafragma lor. Vocalizele începem de la simple către complicate, cu pauze pentru începător, nu am voie să fac mai mult de un sfert de oră și acelea întrerupte de câteva minute de pauză până ajungem la 50 de minute, ora, o oră jumătate, dar toate treptat. Deci nu pot să recomand pentru că este foarte, trebuie obligatoriu supravegheat. Pentru că trebuie, le dau exerciții acasă, următoarea oră din nou îi supraveghez, trebuie să le văd gurița, să le văd mimica și nu pot să le recomand. Vocalizele se fac de obicei cu pianul, se pot face și cu alte instrumente? Da, da, se pot lucra și cu alte instrumente. Recomand pianul, că e cred că cel mai important instrument care se lucrează în toate domeniile muzicale, inclusiv la canto, lucrăm pian secundar, cred că e un instrument foarte important. Pianul. Dar se pot face și pe celelalte instrumente. Noastră, nu știu, i-ați pregătit pe mulți de 16 ani, nu? Atâtea generații de tineri talentați. Dar dumneavoastră, nu știu, v-ați gândit să înregistrați muzică, să... Eu? Să fac dumneavoastră muzică. Să fiți solist. Pentru că știm că aveți o voce extraordinară și sunteți foarte bună. Da, Florentin, am făcut lucrul acesta. Sunt atât de implicată și iubesc atât de mult catedra, încât m-am dedicat foarte, foarte mult. Adică licența am dat într-un recital pe scenă la Cluj-Napoca, am avut duete din opera Cosin fan tutte, am cântat. Satisfacția este imensă, dar atât de mult iubesc tinerii, atât de atașată sunt de ei, încât m-am implicat cu totul la catedră și m-am dezvoltat mai mult pe latura... Didactică. Didactică, da. Și mă împlinește foarte mult. Nu se știe. Dar nu regretați? Da, niciodată. Nu. Nu, niciodată. Atât de tare iubesc ceea ce fac, încât mă împlinește sufletește și dezvolt copiii din toate punctele de vedere, temperamental. Îi ascult pentru că au nevoile și canto lucrându-se individual, nu pot să lucrez cu el dacă nu au o stare bună. Și de aici ne descărcăm, ca să spun așa, prin sfaturi. Adolescenții sunt minunați, sunt spontani, sunt veseli și mie, pe mine, mă întinerește și îmi dă o stare foarte bună. Deci eu toți copiii ador și lucrez cu foarte mare drag cu ei. Dar pot să confirm asta pentru că am făcut un an, mi-a spus profesoară la școala chiar de vreau să specific că, da, ai fost un elev foarte conștiincios, mi-aduc aminte de tine și de prietenul tău. Da, doar un an. Da, pentru că am plecat în Grecia la facultate și a trebuit să întrerup și când m-am întors eram cu licența și n-am mai... Frumoasă voce, un tânăr conștiincios. Da. E vreo vârstă limită la care te poți apuca de studiat? Limita minimă, ca să zic așa, da, adică copiii nu sunt îndrumați la vârste foarte fragede să înceapă acest instrument. Pentru că nici coarda nu este formată și nu e cadru. Adică eu mai lucrez cu copii mai micuți, dar cu foarte mare atenție, nesolicitându-i. Ce înseamnă mai micuți? Un interval așa aproximativ de vârstă? 10, 11, 12 ani.
cei mai mici. Dar studiul cântului se începe 12, 13, 14. Cu băieții lucrăm chiar foarte greu, că e perioada de mutație, de schimbare a vocii și depinde de personalitate, de construcția fiecărui copil, dar prin clasa 11 abia reușim să facem ceva cu băieții, la fete mai puțin vizibil. Da, și cu cât e mai târziu, cu atât e mai bine. Le scapă vocea, vocea în schimbare, cred că... Și o limită maximă? Da, depinde ce vrei să faci în această limită maximă. Dacă uneori la școala de arte dorești să faci de plăcere doar, pentru tine, ești într-un cor, dar nu performanță, mai sunt la 25, maxim 30 de ani. Dacă vrei să faci performanță, da, 14-13 ani. Dar o persoană a ieșit la pensie de curând și se plictisește acasă și vrea să își diversifice activitățile zilnice, poate să... Sau ați întâlnit, ați avut astfel de elevi, nu știu, 50 de ani, 60 de ani? Cred că am avut pe cineva la 50 de ani, era într-un cor la Găiești. E dificil. Adică timpul meu este foarte limitat, cât îmi doresc uneori să investesc în tineri, să fac performanțe, decât să investesc în ceva, nu mai am timp. Încât vreau să fac ceva cu timpul meu care e foarte prețios. Am înțeles. Ca să fiu un pic mai selectiv. Dar despre muzica corală, ce părere aveți? O ador. Este muzica care m-a dezvoltat, care o ador și acum. Într-adevăr, este altceva, face muzică corală față de muzică solistică. Dezvoltă personalitatea diferit. Acolo nu cânti tu, cântă dreapta-stânga și tot piesa merge. La solo trebuie să întreții toată melodia singură, adică tăria fizică, mentală, tot trebuie să fie și tehnica vocală bine pusă la punct, dar completează cu armonia, vocile care sunt divine. La prima facultate făceam câte 5 ore de cor pe săptămână cu maestru Golcea și vreau să spun că este una dintre genurile care le ador. Și aici se poate cânta, mă gândesc, și pe voci? Și aici corurile pot fi mixte sau da, pot fi de da. O singură voce, nu? Corurile bărbătești, de exemplu, la biserică, mă gândesc. Da, corurile bărbătești, chiar și de damă, se pot cânta și pe la unison, mai ales muzica psaltică, din câte știu eu. Da, da, da. Da, vocile de copil la fel se numesc cor de voce gale, pentru că se pot cânta pe două, trei voci, dar sunt aceeași categorii de copii, de tineri. Dar se... Frumusețea este atunci când, bine, fiecare și are farmecul ei, dar când se cântă pe 4, 5, 6, 7 voci cu intrări, atunci mi se pare o frumusețe aparte, da. Am cântat mulți ani în cor și chiar mi-ar dori să o mai fac. E foarte, foarte frumos. Și despre muzica bisericească, muzica religioasă, să spunem așa, la modul general, ce părere aveți? Am făcut muzică psaltică în prima facultate de pedagogie. Este o muzică... N-am cântat foarte mult muzică psaltică. Și notația e diferită. Absolut. Sunt. Mi-aduc aminte așa de Nipa Voghea de Chezoni, dacă nu exact. De Doremi Fa Sol La Si Do. Și este o muzică înălțătoare, care o ascult de fiecare dată cu mare plăcere și sufletește te înalță. Melismele, vocea bărbătească a preoților, deci este minunată. Și acum, pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, aveți un gând pentru cei care ne privesc? Sigur. În primul rând, este foarte important să faci ceea ce îți place în viață și atunci când faci cu plăcere, prin muncă, perseverență, răbdare, poți ajunge să-ți atingi scopurile propuse. Este foarte important să faci ce-ți place. Indiferent că e vorba de artă sau viața de zi cu zi. Nu contează. Dacă este artă, cu atât mai mult, dar în general e important să faci cu ce-ți place. Doamna profesor, a fost o plăcere, o reală plăcere să stau de vorbă. Mi-am adus aminte de orele de canto de acum ceva ani. Urmează să vă întreb dacă aveți timp de la anul să mai primiți un elev adult, dar cu mare drag și pasiune. Mă bucur că m-ai invitat, mă bucur că am putut. Sper să fi fost de folos sfaturile mele. Cu siguranță, mai ales că eu am încercat să
emisiunea se numește De vorbă cu proful de română, dar am încercat să nu accentuez doar latura strictă a limbii române, ci am avut și pe domnul Șerbănescu pictură, istorie, filozofie. Încerc să diversific și iată o lecție de canto, o oră de canto cu dumneavoastră, cred că este mai mult decât binevenită pentru cei de acasă. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Nu uitați, în fiecare miercuri de la ora 18 și vinerea în reluare de la aceeași oră, precum și pe Facebook și pe YouTube Florentin Proful de Română, unde încărcăm aceste emisiuni și le puteți urmări de fiecare dată când doriți. Pe curând!